Bună, dragilor! M-am întâlnit cu un prieten și mi-a spus să vin până la el acasă să-mi arate o nouă achiziție, și anume o centrală Bosch, care face tot felul de lucruri surprinzătoare. Magia, aș fi zis eu. Și am zis să vin într-unul din magazine și să văd cum arată centrala. Am rămas surprinsă de felul în care arată și am zis să întreb un specialist ce poate să facă această centrală Bosch. Bună ziua! Bună! Te-am auzit și am remarcat că ai fost surprinsă de imaginea foarte frumoasă acestei centrale. Da, a zis că trebuie să schimb și mobila ca să asorteze cu centrala la cât de... Merită! Sincer, nu? Merită, pentru centrala are un aspect premiat, un aspect novator, un aspect de divă. Va deveni starletă la tine în casă, da? Mai mult decât un membru de familie. Și pentru că arată așa bine și face multe lucruri. Da, este o centrală din gama premium. Asta înseamnă top. Asta înseamnă că știe ca să facă. Ea însăși absolut tot. Dar cine o nobilează pe această centrală este o automatizare inteligentă. Și este vorba exact despre acest CT200. E un fel de telecomandă, nu? Este un fel de telecomandă, dar gândim că telecomandă înseamnă o comandă de la distanță. Da. De la distanță. Am posibilitatea să pun această telecomandă, această automatizare pe perete undeva, da? Sau să o mut cu o bază mobilă oriunde în casă. Dar am înțeles că dacă aș muta-o pe o bază mobilă, aș avea oricum telefonul care m-ar ajuta. Baza mobilă este doar ca să îi schimb locul în casă. Sigur că da, pentru confort, pentru accesibilitate, dar dacă sunt în afara casei, dacă sunt în afara orașului, dacă sunt în afara țării, poate nici pe continent nu sunt, da? Ei bine, atunci am o aplicație care este pe telefonul meu mobil. Așa. Și prin această aplicație pe care o am, da, pot ca să-mi comand atât încălzirea, cât și apa caldă de la orice distanță, să fii pe pământ. Am înțeles. Și telefonul trimite un mesaj, să zic așa. Mai mult decât atât, pe telefon, da, ai o interfață și acolo poți să selectezi programe termice pentru încălzire, pentru apă caldă menajeră. Poți ca să selectezi temperatura dorită, da? Acest echipament CT200 automatizare poate chiar să-ți comande temperaturi diferite pe spații diferite în încăpere. Da? Camera copilului, puțin mai cald. Camera de zi, nu chiar, pentru că e și televizorul, de exemplu, da? La bucătărie poate mai puțin, da? Mai am cu o cameră pentru mama. Ok, trebuie să fie o altă temperatură. Sau uităm pe rece. Cum crezi mai bine, da? Deci ai foarte multe posibilități aici. Poți să gestionezi în detaliu confortul ăsta. Ce poate fi mai optim? Super. Și mai ales că atunci când aterizăm cu avionul, s-ar putea întâmpla să ne aștepte acasă o temperatură optimă pentru băița copilului sau pentru... Da, deci vreau să fac un duș peste 30 de minute. Chiar dacă e iarnă. Chiar dacă e iarnă, n-are nici fel de importanță. La noi acasă și am temperatura, vreau acea temperatură să o am și acea temperatură pot ca să o asigur. Da? Super. Un touch pur și simplu pe acest telefon, da? Pe ecranul lui, un touch, da? Setezi temperatura. Și nu mai trebuie să mai faci nimic, îl bagi în buzunar. Și cred că asta ne ajută și la consumul de energie și o factură mai scăzută, nu? Chiar mai mult. Da. Ți-am spus că e inteligent? Da, am spus că e inteligent. Ok. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pur și simplu îmi comunică consumuri, îmi dă grafice și îmi spune, atenție, ai consumat cam mult în primăvara asta pentru apă caldă menajeră. Poate poți să regândești aceste consumuri ulterior. Da? Economiile sunt absolut clar și evidente atunci când optimizezi consumul. Da, da, da. Nu mai arunc afară căldură. Nu mai consum degeaba căldură, ca după aia să o risipesc. Și mi-arată căldură aici exact cum mă detectează. Știu unde sunt, dacă sunt în casă sau ea știe de fapt unde sunt, mă urmărește. Te urmărește, dar să știi că nu te urmărește ca persoană. Evident, detectează prin deschiderea sistemelor de geolocație telefonul pe care l-ai la tine. Super! Da. Sunt o grămadă de motive pentru care să achiziționăm. Și încă nu e tot, și încă nu e tot. Bosch, așa este. Și mă gândesc să o schimb cât de curând, pentru că și așa vreau să o înlocuiesc pe cea veche. E o idee foarte bună. Vânzare bună. Păi, haide, ce faci astăzi? Păi, am făcut suficiente, zic. Nu schimbă centrala? Păi, cred că ne apucăm să o schimbăm. O dăm pe aia veche și o punem pe asta nouă? Da. Gata.